aș dori să lămuresc câteva probleme, câteva întrebări a celor din Șimleul Silvaniei. Foarte multă lume nu înțelege, dar se pricepe. Și am zis că încerc să vin cu niște explicații. Una dintre ele este legată de fabrica de șampanie și legătura mea cu fabrica de șampanie. Când am preluat conducerea acestei societăți, în 2007, nu aveam nici măcar dreptul de proprietate asupra mărcii Silvania. Ca să înțelegeți unde eram. Ce înseamnă dreptul de proprietate asupra mărcii? Înseamnă că noi vindeam șampanie, sau mă rog, vin spuman în Silvania, fără drept. Denumirea Silvania nu era a noastră, era altcuiva. Tot legat de proprietatea intelectuală, drepturile asupra unor denumiri. Dacă nu mă înșel, în anul 2003-2004, guvernul de atunci a României a încercat să transforme denumirea de Silvania într-o denumire de origine controlată. Ceea ce înseamnă că toți producătorii din zonă, din zona Sălajului, Cluj, Satu Mare, Baia Mare, să poată face produse cu denumirea Silvania. Aia însemna că fabrica din Șimleu ar fi rămas fără denumirea asta. Și atunci a trebuit să depun cerere către guvern și să depunem niște amendamente pentru a se renunța la acest proiect de lege. Aceasta a fost una dintre muncile mele ca jurist la această societate pentru a putea proteja denumirea Silvania. Tot o mică șmecherie, o firmă din Constanța, prin anul 2004-2005, a înregistrat la OSIM marca Vinifruct, ceea ce ne împiedica pe noi atunci să facem produsul Vinifruct pe care foarte mulți dintre șimleoani îl știau. Pentru asta a trebuit să mă judec cu ei, am avut procese la București și am câștigat, reușind să desfințez această marcă Vinifruct, ca să putem continua să facem acest produs pe care mulți dintre cei din oraș îl cunosc. Problemele astea nu le știa nimeni, le știam noi cei care eram în interior, le știam eu ca jurist, n-am încercat să fac din ele un act de, să le transform într-un act de eroism, dar ceea ce pot să spun că marca Silvania a rămas Șimleu, în Șimleu, a rămas în continuare fabricii cu care noi ne mândrim. Acum am să vorbesc despre capacitatea mea de a negocia. Multă lume nu înțelege ce înseamnă să negociezi. Vă rog să vă gândiți, spuneți-vă în situația mea, să mă duc la București să negociez cu unul dintre cei mai bogați oameni din România pentru a lua produsul nostru și a-l transforma în produsul numit Steaua. Ei, asta am reușit eu în competiție cu cei mai mari producători de vinuri din țară. Credeți-mă, n-a fost ușor. Celelalte firme au dat produsele pe gratis, doar ca să apară colaborator cu Clubul Steaua. Noi am dat pe bani, adică vindeam o sticlă de șampanie către Clubul Steaua cu 42 de lei. În ideea în care la poarta fabricii o sticlă costa 12 lei. Eu consider că asta este o dovadă a capacității mele de a negocia. Am să închei cu problemele despre fabrica de șampanie, spunându-vă, am preluat o societate care valora 200.000 de euro, iar după ce am fost director 5 ani, a fost vândută cu 1.250.000 de euro. Eu cred că am crescut valoarea acestei societăți și n-am scăzut-o. Așa că cei care critică ar trebui să înțeleagă prima dată reguli de piață. Și reguli economice, simple. Și vreau să mai spun ceva. Societatea, fabrica de șampanie, n-a fost niciodată închisă, nici 5 minute. Ea a funcționat întotdeauna, doar și-a schimbat proprietarii. Atât. Am să iau o poziție cum iau toți oamenii politici. Văd că toți au început să ia poziția asta. N-am înțeles de ce. Probabil cred că sunt mai interesanți sau mai importanți. Eu am să iau o poziție normală cum mă simt bine. Am să vă spun o mică glumă. O mică glumă cu puțină morală. Într-o piață, un negustor striga, vând salam din carne de porumbel, vând salam din carne de porumbel. S-a înghesuit lumea, bineînțeles, la produsul miraculos, interesant, salam din carne de porumbel. Și în timp ce lumea stătea la rând și cumpărau nebuniți, unul mai curios, cum ar trebui să fie toată lumea normal, a întrebat, domnule, nu te supăra, dar iese doar din carne de porumbel, că văd că ai foarte multă marfă aici, adică trebuia să fie mulți porumbei. La care negustorul spune, nu, domnule, nu este doar carne de porumbel, ea m-a mai stecat-o cu carne de cal. Am înțeles, dar
Cum, procentual, cam cum ați amestecat-o? Păi jumătate, jumătate. Jumătate, jumătate. Dar cum ați știut jumătate, jumătate? Adică cum, 50%, 50%? Nu, nu, tot un porumbel și un cal. Morala. Aveți grijă ce cumpărați, dragii mei. Nu toți cei care promit și vă spun că vă vând salam din carne de porumbel, într-adevăr, conțin doar carne de porumbel. Unii mi-au spus, de ce nu am un program politic? Un program politic pentru a fi primar este mult prea mult spus. Eu cred că trebuie să rezolvăm prima dată problemele simple. Una dintre cele mai importante probleme care le-am văzut eu în scurtul meu mandat de consilier local a fost existența aproape 500 de cereri pe fond funciar, pe legea 231, pe 2018. Dacă pe dumneavoastră nu vă interesează ce se întâmplă cu terenul de sub casă, să știți că pe mine e mai interesat. De aceea am luat această problemă și am zis că ar fi una dintre priorități. Nu alte avioane și tot felul de investiții futuriste care nu știu dacă cineva le înțelege. Deci, 500 de familii care nu știu ce se întâmplă cu terenul lor, cu terenul de sub casă. Pe mine mă interesează, dacă pe dumneavoastră nu vă interesează, înseamnă că e o mare problemă în Șimleu. Și asta și mi-am făcut un calcul. 500 de familii, cel puțin 2-3 membri la fiecare, ar trebui să câștigăm alegerile lejer. Dacă doriți să fiți păcăliți în continuare și să stați să așteptați să vi se rezolve cererile de la primărie, n-aveți decât. Eu v-am promis și vă promit o rezolvare rapidă. Toată campania am vorbit de respect. Ce înțeleg eu prin respect? Respect este atunci când tu, ca primar, te duci pe o stradă și dorești să faci ceva pe strada aia. Nu faci ce crezi tu. Este bine să întrebi oamenii, să vezi ei ce părere au. S-ar putea să nu fie de acord cu tine. S-ar putea să vezi șansul pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Nu este mare lucru, dar este dovadă de respect și este dovadă de bun simț. Asta vreau. Respect și bun simț pentru șimleoan. Fără penale în funcții publice. Cred că asta ne-o dorim cu toți. Un om care a fost condamnat penal și în continuare stă agățat lângă o funcție publică înseamnă batjocură la adresa cetățeanului, batjocură la adresa legii. Asta, pentru asta am luptat eu și pentru asta voi lupta în continuare. Primăria Șimleu are această problemă. Aș dori să scăpăm de ea, nu altceva, n-am o problemă personală cu cineva. Doresc doar să avem respect pentru lege, respect pentru cetățean și respect pentru banul public. Atât, nu e mult. Legat de susținere, am văzut câțiva oameni spunând că eu nu o să am susținere la guvern, că doar PNL-ul și PSD-ul pot să dea susținere candidaților săi. Vă înșelați amarnic cei care spuneți chestia asta. Faptul că nu am vrut să-mi chem colegii de la București care sunt la guvernare, asta nu înseamnă că nu am susținere. Am considerat că este normal să fac campanie cu șimleoan pentru șimleoan. Nu să umblu ca o mireasă pe stradă plin de câți și de mâți și de miniștri ca să vină să ce. Șimleu va trebui condus de către primarul din Șimleu, nu de către Câțu, care astăzi e și mâine nu e. Sau de către nu știu care doctor care a ajuns în Parlament lăsând medicina deoparte. Sau de către nu știu care primar din nu știu ce localitate care nu o să aibă nicio legătură cu Șimleu. S-ar putea ca peste 6 luni să se mute la alt partid. Și atunci cât va valora susținerea lui? Deci hai să fim serioși. Șimleu trebuie condus de un primar din Șimleu, iar cei care fac campanie trebuie să fie șimleoani, cei care înțeleg ce este aici. Mireselor. Ok? Este final de campanie. A fost o campanie frumoasă, o campanie scurtă, fulger. Le urez contracandidaților mei succes, fără ranchiună, nu au fost atacuri urâte, cel puțin nu cred că din partea mea au fost atacuri urâte, n-am fost nici eu atacat urât și pentru asta le mulțumesc pentru fair play.
Au fost câteva conturi fake și au făcut, cred că, fiecare. Eu nu mi-am făcut, vă spun sincer, dar m-au distrat conturile fake. A făcut deliciu aceste campanii. Fără ele, cred că era o campanie searbădă. Am fost pe stradă, am vorbit cu toată lumea care a fost în stradă, într-adevăr, cu cei care au fost în stradă. Am adunat foarte multe probleme din Șimleu. Dacă nu o să le pot rezolva în calitate de primar, am să încerc să le pun în fața viitorului primar, indiferent care va fi acesta. O zi frumoasă și vot liniștit și înțelept.